diferența dintre anii studenției și rezidențiat, pentru mine cel puțin, a fost că am conștientizat în primele zile că orice gest pe care îl făceam chiar avea consecințe. Spre deosebire de facultate, unde era întrebat mai mult ipotetic despre un caz, ce-i face tu, acum totul, de la ce notezi într-o fișă de observație până la, nu știu, o sutură simplă la finalul operației, poate avea consecințe. Când sunt sub presiune, îmi tremură mâna. Și nu pot să zic că am făcut niște gesturi chirurgicale foarte dificile. Dar ce suturi am făcut, mai ales partea de final de operație, când se închid straturile anatomice, și acelea sunt importante. Și da, tremură mâna. Ca să mă liniștesc, mă concentrez pe fiecare pas în parte. Aici bag acul, aici îl scot, ia să vedem unde e următorul pas și nu mă mai uit dacă îmi tremură mâna sau nu. Da, e necesar să fii concentrat tot timpul. Chiar și ca un rezident de an mic, nu există momente în care poți să visezi. Cea mai prețioasă parte din corpul meu este, în mod sigur, nu știu, capul, ca să zic așa, o parte mai mare. Citeam un articol, nu știu unde trebuie să ajung cu răspunsul ăsta, dar citeam un articol despre, scris în revista Societății de Chirurgie Cardiotoracică, cum se numește, la nivel european. Era discursul, de fapt, al unui fost președinte despre mână, ca mâna în relație cu chirurgul. Și, într-adevăr, e foarte important. E unealta de bază, chiar dacă se lucrează cu instrumente, nu? Și instrumentele sunt manipulate de mână, dar ce ne-a învățat pe noi în primele săptămâni este că nu neapărat operația este baza tratamentului. Un chirurg cardiovascular bun trebuie să fie în stare să hotărască ce operație trebuie făcută, dacă poate fi făcută, și să își vadă pacientul postoperator, să fie foarte atent și după operație. Operația este o parte, partea pe care o faci cu mâna, desigur, și gândind la fiecare pas și cu trei pași înainte.